Eu am descoperit un incubator jonglerie. Origami. Pasiunea mea este origami. Dansul grecești, gătit. Ultimate frisbee. Iurta călătare. E primăvara, e momentul ideal să fac atelierul despre feminitate. Așa mi-am dat seama că îmi place să predau. Pornind de la șamanism, feng shui. Cursuri de optimism. Incubatorul 107 e locul în care eu am reușit să găsesc ceea ce am căutat tot timpul. Terminasem studii teatrale, am făcut două facultăți, după care mi-am dat seama că ăla nu e locul în care vreau să fiu și m-am gândit că aș vrea să fac un loc în care vreau să fiu. E mai mult decât un loc unde te întâlnești, e un loc în care experimentezi, în care îți faci prieteni, în care afli lucruri pe care poate nu le poți afla în alt context sau poate deschiderea care este aici nu o poți găsi în altă parte. Aici am putut să fac ce vreau, să mă simt și bine făcând asta și să dau de tot felul de oameni care să lucrez, de la care să învăț, pe care să-i învăț eu la rândul meu tot felul de lucruri și de nebunii și să ne facem de cap. Am zis, eu vreau să devin pedagog Montessori și tocmai prin incubator i-am întâlnit pe cei de la școala unde lucrez eu acum. Mi-am dat demisia de unde lucram, tocmai pentru a face din această pasiune o meserie. M-am și îndrăgostit aici de mai de două ori, așa. E locul unde îți descoperi pasiunile și le dezvolți, iar dacă ai noroc, devin meserie. Cel mai mișto lucru care se poate întâmpla. Am tot clădit și am ajuns la imaginea asta unui loc perfect pentru mine, în care toată lumea împărtășește ce știe, în care toată lumea se apreciază, în care lumea e generoasă, în care vrea să împărtășească, vrea să contribuie. Mulțumesc pentru tot și mulțumesc mie că am avut curajul să pășesc în mansarda asta acum aproape 3 ani. În urmă cu aproape 3 ani.